Persoanele cu pregătire în domeniul medical interesate să devină voluntari sunt așteptate la Spitalul Județean de Urgență Buzău până la sfârșitul acestei luni. Dosarul de înscriere la voluntariat cuprinde o copie de pe actul de identitate, actele de studii, fișa de aptitudine, o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale și o cerere de voluntariat care se găsește la Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Județean Buzău. În acest moment, la Spitalul Județean de Urgență Buzău, au încheiat contracte de voluntariat 10 asistenți medicali. Secțiile pentru care au optat sunt neurologie, urologie, ortopedie, chirurgie, unitatea de primiri urgențe, cardiologie și farmacie. Voluntarii vor fi practic ajutoarele asistenților medicali la activitățile din spital, vor ajuta la schimbarea pansamentelor, vor îndruma pacienții în spital sau îi însoțesc la investigațiile medicale. Voluntarii își vor începe activitatea în Spitalul Județean, începând cu data de 1 februarie 2015. Din iunie 2014, după ce Parlamentul României a modificat legea 195 din 2001 privind voluntariatul, perioada lucrată ca voluntar este considerată experiență profesională, astfel că persoanele interesate vor avea șanse să-și găsească mai ușor un loc de muncă în profesia aleasă. Persoanele care desfășoară muncă în folosul comunității, fără a primi în schimb vreun ban, vor obține de la organizația gazdă un certificat de recunoaștere a competențelor dobândite prin voluntariat. Acest certificat le-ar putea folosi la angajare. Mai exact, dacă la concursurile pentru ocuparea unor posturi vacante organizate de instituțiile publice sau agenții economici privați, candidații au obținut același rezultat, aceștia pot fi departajați prin acordarea unui punctaj suplimentar pentru îndeplinirea activităților de voluntariat.